Germania face eforturi pentru a nu depinde de gazul Rusiei, în acest sens a fost declanșat un plan de urgență pentru gestionarea aprovizionării cu gaz. Măsura a fost luată pe fondul temerilor legate de amenințarea rușilor că vor solicita plata gazului în ruble. Insistențele Rusiei ca țările europene să plătească gazul în ruble a pus pe jar autoritățile de la Berlin care au luat o serie de măsuri preventive. Printre ele se numără și planul de urgență care privește gestionarea provizionării cu gaze naturale, plan care ar putea duce la raționalizarea energiei. Acesta nu este singurul efort al Germaniei de a scăpa de dependența de gaz rusesc. Din cauza acțiunilor rusești din Ucraina, guvernul a suspendat autorizarea gazoductului Nord Stream 2, însă nu doar Germania ia măsuri preventive. Acestea îi se alătură și Grecia, care a convocat o reuniune de urgență a furnizorilor. Atât olandezii, cât și francezii au fost îndemnați să reducă consumul. Rusia cere statelor europene să plătească gazul rusesc în ruble. Această măsură este privită ca fiind o represalie la sancțiunile impuse de occident. Guvernul de la Kremlin este de părere că măsurile occidentale sunt un război economic.